Și-a farmat ziua în amiaza mare într-o bancă din Cluj-Napoca. Un bărbat cu un cuțit în mână a intrat astăzi în jurul orei 15 la o agenție a Băncii Transilvania din Cluj, a amenințat casierele și a plecat cu o sumă mare de bani, circa 20.000 de lei. Imaginile cu atacatorul au fost surprinse de camerele de supraveghere din bancă. Pe imagini se vede cum bărbatul are fața acoperită cu o eșarfă neagră și o glugă pe cap. Totul s-a petrecut foarte repede, iar clienții din bancă nu au avut nicio reacție. La fața locului s-au prezentat de urgență poliția, dar și firma de pază care are contract cu banca. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 15, un bărbat a intrat înarmat în banca din spatele meu și a sustras o sumă de bani, după care a fugit în acea direcție. Până la această oră, poliția a publicat semnalmentele și datele de identificare ale bărbatului, iar acesta a fost dat în urmărire generală. Are o înălțime cuprinsă între 1,80-1,85 de metri, care o constituție atletică, o vârstă aproximativă de 30 de ani, purta îmbrăcăminte de culoare închisă și avea o glugă pe cap. Toate echipajele de poliție sunt în alertă pentru găsirea bărbatului. Cetățenii care pot veni cu informații utile în soluționarea acestei cauze sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru a anunța organele de poliție. Cercetările sunt coordonate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Oamenii legii urmează să stabilească și suma exactă de bani care a fost sustrasă.